CSA Steaua a făcut o solicitare către FRF pentru a-și schimba numele. MApN a înaintat cererea federației cerând ca numele echipei să fie Steaua București. Demersul a fost lansat de grupul AS47, grup ce susține Clubul Armatei. Aceștia au trimis o adresă către MApN solicitând schimbarea numelui. CSA Steaua tocmai a încheiat cel mai slab sezon de când a promovat în a doua divizie. Clubul Armatei nu a prins play-off-ul în acest an. Echipa a terminat pe primul loc în play-out, grupa B, cu 44 de puncte. Cu toate acestea, Daniel Oprița, care este antrenorul echipei de 5 ani, va rămâne principalul Clubului Armatei. El a preluat clubul în 2019, după ce echipa a ratat de 2 ori promovarea din Liga A4 cu Marius Lăcătuș pe bancă.